Hâtru, ca de obicei, primarul municipiului Roman, Dan Laurențiu Leoreanu, a presărat întreaga conferință de presă cu pancuri despre achitarea celei de-a doua tranșe a aparatului de radiologie necesar Spitalului de Urgență Roman. Edilul șef a spus că se întâmplă ca în bancurile cu bulă. Știți cum e în bancul ăla când l-o întreba pe bulă când o câștiga la loto 1.000.000 de euro ce o să facă cu ei? Și o zis, pe prima ta să-mi achit datoria la bănci, pe urmă am să achit datoria la vecini, pe urmă am să-mi achit leasing-urile. Să zic, cam asta am să fac. Bun, și cu restul să mai aștepte. Așa și aici. O să vedem, o să facem eșalonare, o să încercăm împreună cu Consiliul Județean să identificăm o soluție, o să facem un efort, poate și noi, Consiliul Local. Ne bazăm că și Consiliul Județean își va asuma această promisiune, dacă vreți, pe care a făcut-o și, până la urmă, să închidem această problemă. Eu nu cred că este o problemă de nerezolvat. Sunt alte probleme mult mai grele. Dar aceasta, cred că, până la urmă, este o problemă care poate fi rezolvată. Edilul șef al municipiului crede că cea de-a doua tranșă a aparatului de radiologie în valoare de 480 de milioane de lei va fi achitată cât mai curând, fie din fonduri de la Consiliul Județean, fie și din fonduri de la bugetul județean și din cele de la Consiliul Local.